Aș dori să vă invit să vă ridicați împreună cu mine și să deschidem împreună scripturile la 1 Corinteni, capitolul 13. 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și nu aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averia pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Amin. Părinte drag, mulțumim din toată inima pentru noua zi pe care ne-o dăruiești Te leudăm pentru această zi pentru că suntem din nou în jurul cuvântului tău. Pentru că și în această zi putem în liniște să deschidem cuvântul tău, să privim în el, luminează mintea noastră, pătrunde și copleșește inima noastră. Doamne, înțelegem, suntem copleșiți de frumusețea acestei uh, însușiri pe care o dorește în inima noastră. Doamne, învață-ne să iubim. Învață-ne să știm să lăsăm această dragoste să controleze tot ce se întâmplă în viața noastră. Și tot ce facem în numele tău să fie făcut din dragoste. Doamne, mulțumim astăzi și pentru țara noastră. Te rugăm să o binecuvintezi. Există atâta tulburare, atâta divizare, atâta compromis, atâta corupție, atâta sete de dreptate. Doamne, sunt atâtea neajunsuri. Dar cel mai mare este întunericul spiritual care domnește în țara noastră. Și dorim prin harul și bunăvoința ta să lucrezi în țara noastră, să scoți în lucrarea ta bărbați, tineri de nădejde, care să poată să propovăduiască Cuvântul și Evanghelia ta. Și prin Cuvântul Evangheliei să aduci lumina ta în țara noastră. Ne rugăm să fii și cu noi în orele care ne stau înainte. Să mă ajuți să prezint cu claritatea uh, cu care ar trebui cuvântul tău și, uh, Doamne, să lucrezi tu ca să ne ajuți pe toți să înțelegem ce vrei să ne spui. Îți mulțumim că ne ascult și te leudăm în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. dai totuși că am uitat ceva în el. Mulțumesc. împreună cu frații, am, frații organizatori, am discutat despre ce ar trebui să fac în această dimineață, în cele două sesiuni care îmi stau înainte. Și am, am, am hotărât, dacă pot să spun așa împreună, să schimbăm puțin programul acestei dimineți, în sensul că nu mi este suficient doar o oră să prezint, îmi cer iertare pentru asta, să prezint ceea ce vreau să prezint. Așa că aș fi, aș, a, am preferat să avem două sesiuni, evident cu o pauză între ele, și să avem doar una de întrebări și răspunsuri după ce voi încheia întreaga prezentare, pentru că ar fi ciudat să mă opresc la jumătate. Și atunci să avem întrebări și răspunsuri și atunci să continui, adică întrebări, să nu mai zic și răspunsuri. Și apoi să continui cealaltă parte a prezentării mele. Aș dori să le prind la oaltă și sigur undeva va trebui să mă opresc și atunci o să luăm o pauză, voi avea a doua sesiune și după a doua sesiune. Sigur, dacă pot să răspund la câteva întrebări, dacă nu eu, vă răspund de ceilalți frați. Sperăm că vor fi și ceva răspunsuri, cu siguranță vor fi mai multe întrebări decât răspunsuri. Ceea ce nu este rău. Pentru că intenția mea nu este neapărat să ofer răspunsurile, ci să vă provoc la întrebări. Măcar să vă provoc la întrebări. Nu-i sigur că vreunul dintre noi cunoaște cu adevărat răspunsurile. Și nu-i sigur că ceea ce eu prezint aici e neapărat în acord cu ceea ce puteți înțelege dumneavoastră. Dar, de vreme ce fiecare dintre noi are Duhul Sfânt, așa mă rog, ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Acum aș începe prezentând într-un mod general faptul că, atunci când am început să lucrez argumentarea cesaționistă care Înțelegeți ce înseamnă, da? Câteodată cesaționismul a fost foarte greșit judecat și poate că e o, o pornire așa a unora, și din România, și din alte părți. Cesaționismul nu este anti-supranaturalism. Da? saționismul nu este uh, un grup de oameni care urmează iluminismul și filozofiile bultmaniene sau eu mai știu ce alt fel de filozofii în care nu suntem de acord cu supranaturalul în care am spus-o de foarte multe ori nu limităm lucrarea Duhului Sfânt că nu putem noi limita noi nu putem limita și alții nu pot liberaliza Duhul Sfânt nu e sub controlul nostru El face ce vrea e Duhul lui Dumnezeu, e în suveranitatea lui Dumnezeu, nici noi, nici alții nu pot controla Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, putem controla doar modul în care ne manifestăm noi. Și aici o să, în capitolul 14 din 1 Corinteni, o să discutăm, pentru că asta este sensul acelui capitol în care Pavel vrea să restrângă și să-i învețe pe oameni să controleze nu Duhul Sfânt, ci modul în care ei se manifestă, pentru că multe manifestări erau puse pe seama Duhului Sfânt, deși nu veneau de la uh, Duhul Sfânt. Așadar, când am început să lucrez uh, și am, dorit, am început să lucrez pentru că am dorit să înțeleg eu, în mod deosebit a fost o luptă a mea personală, mai ales când am fost provocat să predau uh, la seminarul nostru care a fost în Arad uh, cursurile de pneumatologie și despre Duhul Sfânt, am fost obligat să, uh, să, să înțeleg, să învăț să ajung să am eu claritate pentru mine pentru că nu e așa când ai de-a face cu studenți care citesc care sunt informați, care vin cu tot felul de întrebări din toate direcțiile trebuie să fii pregătit și uh, am încercat să lucrez și să știți că încercarea mea de a argumenta încetarea darurilor revelatoare în momentul apariției canonului nu este doar prin perspectiva aceasta am uh, un articol întreg care are mai multe pagini, în care folosesc trei linii de argumentare pentru cesaționism. Prima este linia teologică. Și când vorbesc despre linia teologică, am încercat să privesc lucrarea Duhului în scripturi și să văd că pe parcursul lucrării Duhului Sfânt în scripturi nu seamănă două momente uh, unul cu celălalt într-un fel a lucrat Duhul Sfânt în perioada creației, avem un moment în care e obscuritate totală și totuși știm că Duhul Sfânt a lucrat. Pentru că zice Genesa capitolul 5 că Dumnezeu a văzut că gândurile, mintea, gândirile omului toate erau îndreptate numai spre rău. rău. Și atunci Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va, nu va lupta sau nu va Rămânea pururea în om Ceea ce poate induce faptul Că a fost o perioadă în care Cei ce trăiau atunci aveau Duhul Sfânt Și poate fi o speculație Sau o presupunere Dar poate că este unul dintre motivele Pentru că e legată Hotărârii aceasta lui Dumnezeu Duhul meu nu va rămânea Sau nu se va lupta pururea cu omul De zilele vieții lui Nu vor fi mai mult de dintr-o dată limita de vârstă scade de la sute de ani, nu? cum avem cazul care au trecut peste 900 de ani, până la 120 și Moise va scrie în psalmul 90, va fi și mai drastic. El va zice cei mai tari până la, unii până la 70, cei mai tari până la 80. E o radicală scădere. Sigur, nu spun că 100% e așa, că n-am cum, dar limbajul îți indică lucrul acesta, un lucru care nu mai este întâlnit după aceea, pentru că după aceea, exact cum spune Dumnezeu, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Duhul lui Dumnezeu e dăruit anumitor personaje care sunt special selectate pentru anumite slujbe și este într-un fel legată de acele ungeri pe care le avem în Vechiul Testament. Sigur, nu stau să indic fiecare lucru. Apoi avem o altfel de lucrare a Duhului Sfânt în perioada Domnului Isus Hristos, unde avem acea aluzie la un păcat care este comis și care este numit păcatul împotriva Duhului, Duhului Sfânt, de care foarte des am fost învinuit. Mulțumesc Domnului că sunt sigur că nu-l săvârșesc așa că nu mă deranjează dacă sunt învinuit pentru că știu că păcatul împotriva Duhului Sfânt are de a face cu lucrarea Domnului Isus Hristos, nu cu lucrarea Duhului Sfânt, ci cu lucrarea Duhului Sfânt în perioada Domnului Isus Hristos și cu convingerea pe care o are cineva despre Domnul Isus Hristos. Abia apoi descoperim perioada în care Duhul Sfânt coboară peste biserică și singurul lucru, argumentul pe care l-am este că în perioade distincte de timp, Duhul Sfânt a lucrat diferit. Ceea ce înseamnă că trebuie să, nu trebuie să ne așteptăm ca ceea ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă să fie copiat exact identic în toate perioadele. Apoi am o argumentare di, pe linie teleologică. Um teleologic vine din termenul de ordine, de cel pe care Dumnezeu îl urmărește. Și în concepția mea, și sper să nu o spun spre condamnarea mea astăzi aici, sper să mă continuați să mă înțelegeți și să nu ne despărțim vrășmași, eu sunt dispensaționalist, da? Adică, eu cred că mesajul Cuvântului lui Dumnezeu e un mesaj care are ca subiect slava lui Dumnezeu în așezarea împărăției sale. O să vedem și în textul din 1 Corinteni, capitolul 12. Dumnezeu lucrează în toți. Nu ajungem neapărat până la 15, dar în 1 Corinteni, capitolul 15 se vorbește despre un sfârșit. Și ni se arată că sfârșitul tuturor lucrurilor nu este de fapt un sfârșit în care totul se oprește și nu mai există nimic, ci apogeul pe care Dumnezeul urmărește este ca Dumnezeu să fie totul în toți. Același lucru în Efeseni, capitolul 4, da, unde ni se vorbește despre o credință, un domn, un botez și așa mai departe, se încheie cu aceeași imagine de final în care Dumnezeu este totul în toți, Dumnezeu lucrează totul în toți. Ei, în această desfășurare a împărăției lui Dumnezeu există mai multe etape pe care le întâmpinăm. Dar, în esență, sunt două pe care, indiferent că am fi sau nu dispensaționaliști, nimeni nu le poate uh, uita, nu le poate trece cu vederea. Sunt Până și Biblia noastră este împărțită pe cele două. Vechiul Testament și Noul Testament. Acum, care este celul, care este scopul, care este ordinea de unde vine ideea de teleologic? Și s-a pomenit aici de mai multe ori ideea de tranziție. Evident că nu o să intru în toate detaliile, ca asta ar însemna să nu mai intru în textul pe care îl am înainte. Și frații mi-au spus să argumentez biblic, dar vreau să arăt că nu numai biblic se poate argumenta, se poate argumenta și din alte puncte de vedere. Când vorbesc despre argumentul teleologic, mă refer la faptul că Dumnezeu face o schimbare imensă în planul său, necunoscută nouă, și anume. Dumnezeu trece de la poporul Israel și rânduia la Vechiului Testament la o biserică formată din neamuri și o nouă rânduială pe care noi o numim foarte des nou testamentară. Da? Ei bine, Cartea Faptele Apostolilor e toată o carte de tranziție care ne arată modul în care se trece de la Vechiul Testament și rânduiala Vechiului Testament spre Biserica Nou Testamentară. Oricine cite, de exemplu, de curiozitate, haideți împreună cu mine la faptele capitolul 6. Faptele capitolul 6. În faptele apostolilor capitolul 6 îl avem pe Ștefan care este tras la răspundere pentru niște învățături. Ale sale. Și spune textul de la versetul 13 că au scos ce fel de martori? Mincinoși. Hai să vedem cât au fost de mincinoși. Ei zic astfel. Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Și acum devin mai clari. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta. Minciună sau adevăr? Adevăr. Partea adevăr, parte minciună. Iisus nu va veni el să dea cu eu știu cu ceva în pietrile, dar el a anunțat, a profețit că templul că nu va rămâne piatră pe piatră. În ce constă minciuna? Că nu Hristos în persoană va veni să ia piatră cu piatră și să-l dărâme. Da? Dar e decizia suverană a lui Dumnezeu, pe care Domnul a spus-o și în, am citat-o din Luca. Astăzi ele sunt ascunse de ochii tăi, vin dușmanii, te vor împresura, vai de copiii tăi și așa mai departe. Cunoașteți evenimentele. Mai mult, zice, și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Minciună sau adevăr? Păi dacă e adevăr, de ce totuși l-a omorât pe Ștefan cu pietre. Aici este marea noastră problemă. Adică nu e a noastră. A noastră nu -i. Că nu suntem noi administratorii tranziției. Problema a fost a lui Ștefan, a lui Petru, a apostolilor. De ce? Pentru că trebuie să producă o tranziție și o schimbare atât de radicală, nu știu dacă noi am tratat altfel, cum i-au tratat evrei din vremea lui. Pentru că și noi am cere să vedem scris. Să vedem scris. Unde scrie? Și în toate scrierile sale, Pavel apreciază și subliniază că apariția bisericii și lucrarea bisericii între neamuri este o taină. taină. Mysterion. O taină pe care Dumnezeu, în mod intenționat, nu a descoperit-o sfinților Săi, în felul în care a fost descoperită. Întoarceți cu mine la FSN, capitolul 3, de exemplu. Ca să vedeți ce spune Pavel. El începe această paranteză în versetul al doilea. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, ia uitați-vă. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Despre care vă scrisei în... Să sizați ce conștient este Pavel de lucrarea pe care o face. E o taină, dar e o taină care nu va mai fi o taină pentru că cine o deslușește? El, datorită faptului că el a primit o descoperire dumnezească. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre, încă o dată, ce? Taina. Ce taină? Care n-a fost făcută, cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul, adică neamurile. Iată marea taină. Și această luptă a tranziției are de a face cu această scriere. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup, iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitori am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. În alte cuvinte, Pavel ne arată Că în această tranziție, care merge de la ceva cunoscut spre ceva ce încă este ce? O taină. Până când e o taină? Până când ceea ce scrie el va deveni ce avem noi astăzi. Da? Pe vremea aceea, sigur că dacă exista tehnica modernă de astăzi. Îl putea invita cineva pe Pavel și pe internet, dintr-o dată toată lumea ar fi aflat taina. Numai că pe vremea aceea deslușirea acestei taine dura și a durat secole. Literalmente decade, ani întregi de zile, până când taina aceasta scrisă de Apostolul Pavel, deslușită de Apostolul Pavel, apare. Până când însă această taină urmează să fie scrisă și deslușită, ea rămâne încă o. Iar rămâne în o taină, Dumnezeu n-a scris-o pe cer ca să o vadă toată lumea și să zică gata, nu mai e o taină. Deci perioada nou-testamentară în care problema apostolilor care este? Trebuie să schimbe toată această rânduială care este a Vechiului Testament și să o înlocuiască cu una în care nu mai trebuie să mergi la Ierusalim la sărbătoarea Paștelor să duci mielul în spinare. Nu mai trebuie. Ei, cum să faci o asemenea schimbare fără să ai un cuvânt, un document scris? Ei, din pricina aceasta, sigur că desi ori sunt ridiculizat pe ideea de tranziție, dar nu știu cine o vede. Nu vreau să ridiculizez pe nimeni, dar mi se pare că este foarte ilogic să privești la Scriptură și să nu înțelegi că această perioadă de tranziție de la momentul în care Vechiul Testament e în plină forță spre momentul în care nici măcar Evangheliile, ci epistolele devin norma bisericii. Pentru că în faptele doi descoperim ceva foarte straniu. Ei stăruiau în? Nu în Vechiul Testament. Păi cum? Dar cine să ăștia? Cum de se ei în, într-un fel de autoritate care să schimbe tot ce am fost noi învățați și tot ce știm noi să facem? Cum adică vineamurile? De aceea avem toate acele manifestări despre care deja am vorbit în zilele trecute. E, asta înseamnă argumentarea teleologică. Ea ne ajută să înțelegem că această tranziție care este foarte abruptă din punctul de vedere al înțelegerii, de vreme ce ea este o. Nu uitați, e o taină și va rămâne pentru multe biserici încă o taină, pentru că va fi foarte greu să circule epistolele astea într-o asemenea manieră încât să acopere toate bisericile și tot spațiul care era nevoie să fie acoperit. Însă apostolii trebuie să îndeplinească această lucrare. Și ei, care sunt principalii administratori, de aceea grupul lor e un grup unic. Pentru că această perioadă de tranziție s-a încheiat cu ei. În sensul că nu mai avem după ei oameni care să aibă daruri speciale care să administreze mai departe această taină, ci avem pe ucenicilor care au învățat, cum e Marcu, de exemplu, care a fost se pare ucenicul lui Petru, nu? Sau cum este Luca, care el însuși s-a așezat să cerceteze minuțios și cartea Faptele Apostolului e un rezultat al unei cercetări minuțioase pe care Luca o face. Prin urmare, până când apare deslușirea acestei taine, au fost nevoie de forme de autentificare: că cei care mărturisesc mântuirea prin Hristos și nu prin legea lui Moise sau prin eu mai știu ce alte obiceiuri ale Vechiului Testament să fie primiți, să fie autentificați. E evident că slujba lor n-a fost foarte ușoară și de aceea, nu? Cei mai mulți dintre apostoli au fost? Au fost? Nu știu ce am fi făcut noi. De exemplu, la momentul ăsta, dacă cineva ar veni să-mi transmită ceva ce nu e în scripturi și să schimbe ceva ce eu văd dezlușit în scripturi, nu știu cum l-aș trata. Problema aceasta nu poate fi ignorată. Evident, n-ar trebui nici să o exagerăm, dar e o problemă reală. De aceea vom vedea în 1 Corinteni că Pavel zice în capitolul 3: Eu am pus temelia. Cine mai pune temelie? Cine mai pune temelie? Nimeni. Temelia e o lucrare care nu se repetă pe sute de ani. Atunci când mai termini? Zice Pavel, eu am pus temelia un altul? Da. Da, de aceea temelia e numită temelia apostolilor și prorocilor pentru că cap, piatra din capul unghiului acestei temelii este Iisus Hristos. Schimbarea aceasta este revoluționară. Eu am o lucrare pe care o prezint la studiu cărții Faptele Apostolilor și o arat în mod deslușit, modul în care ea se desfășoară, pentru că dacă privești, lucrarea începe printre iudei, toată biserica este formată numai de evrei, încet, încet evreii se răspândesc și pe unde se răspândesc evreii credincioși duc cu ei Mesajul Evangheliei, apostolii se răspândesc, duc mesajul Evangheliei, și încet, încet, spre finalul acestei cărți, avem mai multe biserici în afara Israelului decât. Ba chiar pe parcursul cărții, o să vedem cum se modifică. La începutul cărții, faptele apostolilor, centrul lucrării se află unde? În Ierusalim. În măsura în care mergem în partea a doua a cărții, centrul lucrării Evangheliei nu mai este în Ierusalim. Este unde? În Antiohia. Avem la mijlocul cărții, redutabilul capitol 15, 15, unde apare tulburarea. Păi stai puțin, ce facem? Ăștia s mântuiți prin Hristos, ce facem? Îi punem și pe ei să se supune obiceiurilor lui Moise? Legii lui Moise? Răspunsul este? Răspunsul este? Nu. bine, dar cine sunteți voi să ziceți nu? Cine sunteți voi să ziceți nu? Înțelegeți problema? Foarte mare problemă. Cum răspund apostolii? Vă aduceți aminte cum e alcătuită scrisoarea? Nu este semnificativ? Nu zic, am dat cu zarul. Am tras la sorți, ca așa am făcut și în capitolul 1. Acum am tras la sorți să vedem ce zice Domnul prin sorți. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt ne-a călăuzit și am ajuns la următoarea concluzie. Neamurile n-au nicio legătură cu legea, legea lui Moise. Nicio legătură cu legea lui Moise. Acesta este și evident că doar am prezentat la suprafață. Acesta este argumentul teleologic, adică în ordinea în planul lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu produce o schimbare majoră. Israelul este tras la o parte, neamurile, cum am văzut și ieri, un popor care nu era un, un popor. Dumnezeu aduce un popor care nu este un popor, devine un popor, ceea ce îi face un popor. Nu este că au aceeași limbă, aceeași etnie, aceeași apartenență, ci au același Tată și același Mântuitor. Isus Hristos. E profeția, dacă vreți, Domnului Isus Hristos din Ioan, capitolul 10. Eu sunt Păstorul, îmi chem oile. Cu care încep? Cu alea din staul. Cine sunt oile din staul? Israelul. Dar mai am și alții, oi. Nu sunt în staul ăsta. Sunt prăștiate. Pe toate le voi chema. Vor veni la mine și vor fi o turmă și un păstor. Sesizați trecerea de la un staul unde sunt ziduri, unde totul este închis, unde portarul stă ca să nu iasă cumva cineva. Adică. Toate oile sunt împreună, înăuntru, sunt ținute de garduri. Turma nu mai are garduri. Nu e ținută de ceva ce este așezat în exterior. E ținută de cineva care se află în mijloc. Păi o asemenea mutare este o tranziție absolut formidabilă. Absolut formidabilă. N-ai cum să cauzezi o asemenea tranziție fără să se întâmple ceea ce am văzut ieri în Evrei, capitolul 2. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu? Semne. Evident! Semne, puteri ale darurilor Duhului Sfânt. Asta mi-am permis să prezint doar general, nu o să intru în detalii. Aș vrea însă să intrăm la unul corinten, pentru că, spre deosebire de alții, eu încă sunt convins că există într-adevăr un argument biblic. Uh, și aseară am discutat, am mai citit articole, în săptămânile trecute am citit articole. Uh, în foarte multe dintre ele e descurajant, uh, să zic așa, intenția pe care eu o am astăzi să prezint din textul pe care l-am citit că, într-adevăr, darurile Duhului Sfânt, darurile revelatoare ale Duhului Sfânt au încetat odată cu sosirea Scripturii ca și canon ca în întregimea ei și aș vrea să privim în ansamblu așa că vă invit la 1 Corinteni. Acum, trebuie să încep prin a vă vorbi puțin despre această epistolă pentru că nu pot vorbi despre uh, aceste capitole fără să înțelegem progresul pe care îl urmărește Pavel. Mai întâi, de ce scrie Pavel această epistolă? Ce îl motivează? Există cel puțin trei lucruri care îl motivează. Primul, am auzit de la Aicloei. Identifică precis că a auzit de la cineva, se nu ca noi, am auzit de la cineva. ne au spus mai mulți. Nu, nu. Mi-au spus cu tare că la voi în biserică este dezbinare. dezbinare. Păi, fraților, nu se poate. E dezbinare pe predicatori. Îi ia cu ăla, îi ia cu ăla, îi cu ăla la alt. Și e semnificativ că Pavel începe să vorbească despre asta. Da? Ăsta e primul motiv. Al doilea, și mai grav, și mai apăsător pe inima lui. Vedeți verset capitolul 5. Aici nu mai dă nume. Aici nu mai dă nume. Zice, din toate părțile se spune că la voi este ceva ce nici măcar. Păgâni. Nici măcar la păgâni. Vă imaginați inima cu care scrie Pavelul 1 Corinteni. Trebuie să înțelegem asta, pentru că altfel nu o să înțelegem contextul. Trebuie să înțelegem privind și printre rânduri durerea sa. Ăsta e al doilea. Impuls care l-a făcut să scrie această carte. Apoi, găsim și sigur, știm că sunt mai multe epistole, dar nu intru în toate detaliile, că după aia nu o să mai, iar o să lungesc prea mult vorbirea mea. Apoi, el însuși zice cu privire la lucrurile despre care mi a scris. Adică, înseamnă că a primit o scrisoare de la Biserica din Corint, pentru că lucrurile erau atât de dezordonate încât oamenii au vrut să înțeleagă niște realități. Niște modalități în care biserica ar trebui să funcționeze. Ei, ăsta e motivul. Prin urmare, dacă le luăm pe toate, motivul cu care Pavel scrie această scrisoare este să organizeze o biserică care este în total nu știu dacă vă convine expresia mea, dar eu o folosesc, total haos. În Corint nimic nu este în regulă. Nimic. Bun. Începe cu dezbinările. Dezbinări, dezbinări. Nu-i normal să fie dezbinări, Biserica n-ar trebui să fie dezbinată și, foarte straniu, parcă le oferă, ca întotdeauna, rădăcina problemei. Care e rădăcina problemei? De ce există dezbinări? Pentru că, într-adevăr, erau predicatori supra spiritual și predicatori nespiritual. și unii o știu să aleagă că unii erau și de partea lui. Și avem unii care, foarte interesant, zic, noi suntem de partea lui Hristos. Dar evident sarcasmul lui Pavel, pentru că era o dezbinare. Uitați-vă la capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni unor oameni duhovnicești, ce a trebuit să vorbesc ca unor oameni, ce poate fi mai grav decât să ai o biserică care crede că e foarte duhovnicească și nici măcar să n-aibe habar cât de departe sunt de ceea ce cred ei că sunt. Într-o fel este ceea ce spune Iacov. De unde vin luptele și certurile dintre voi? De unde vin? Vă purtați ca oamenii de lume. Sunteți lumești. Ideea de lumesc nu înseamnă că nu au Duhul Sfânt. Pentru că, spune textul, folosește o, o terminologie care să explice ce înseamnă oameni lumești. Ce înseamnă oameni lumești? Nu înseamnă că nu sunt mântuiți. Dar ce înseamnă? Prunci. Sunt că prunci. Și Pavel, am vrut să vă dau un pic de cărniță și... Nu puteți primi, nu vreți, nu suferiți. Trebuie să înțelegem asta. E șocant, într-adevăr, dar e o realitate. Când Pavel scrie bisericii din Corint, el nu scrie unei biserici duhovnicești, ci unei biserici care se crede duhovnicească. Dar deloc nu este ceea ce crede ea că este. E asemenea bisericii din Laodicea. Tu zici una și realitatea e alta. În contextul acesta trebuie să gândim foarte atent când Pavel începe să discute în capitolul 12 despre pneumaticos. Acolo termenul nu este în ce privește darurile spirituale, ci cele aparținătoare Duhului. În ce privește duhovnicescul ar fi o traducere mai corectă. În 1 Corinteni, capitolul 12. De ce le vorbește despre duhovnicesc? E evident. Oamenii ăștia, numai duhovnicești, nu sunt. Ce sunt? Sunt lumești. Se ceartă, se poartă ca oamenii din lume, darurile Duhului Sfânt care sunt venite și nu am timp să desfășor asta. Dacă vă uitați în Biblie, o să vedeți că peste tot unde Biblia vorbește despre darurile Duhului Sfânt, vorbește despre Biserică ca un trup ca un trup unitar. Hristos e capul, noi suntem mădularele. O să vedem în 1 Corinteni, capitolul 12. Mai mult, de la dezbinare, care e luat în considerare în primele patru capitole, Pavel trece la desfrâu. Păi, nu vă șochează? Uite ce biserică avem. În biserica asta avem un caz care, în loc să producă plâns și durere, și disciplină, și suferință, zice el, în loc să. Și voi? Versetul 2. Ce biserică? Ce biserică se poate făli? când în sânul ei există un asemenea caz. va mai puternică întrebarea ar fi, cu ce s-ar putea fălui o asemenea biserică? Eu am încercat să găsesc răspunsul. Evident, nu-l găsesc în text, dar textul trebuie să mă ajute să citesc și printre rânduri. Nu pot să înțeleg, nu cred că s-au fălit, bă, să știți că la noi unul trăiește cu măsa. Nu? Sau cu nevasta lui Tatso, cu mama sa vitregă. Sau... Evident că nu asta. Ce? Probabil că s-or fi fălit cât îți iei de iubitori, de toleranță. Păi la noi toți îți bine primiți. Până și ăla ai bine primit. Sau, nu știu, îmi imaginez, da? Recunosc că asta e partea mea. Dar nu știu, pentru că nu-mi explică textul, cum s-or fi fălit. Și mai ales, de ce? Dar ce mi spune textul este că avem o situație absolut critică aici e ai o biserică care trebuie dusă la reanimare. Adică trebuie să o iei de la zero. Dar ziceți. Cum să ai o biserică în care să existe un păcat care până și păgânii au atitudine și biserica asta se fălește? E crunt. Plus că uh, Există o complicație cu problema asta: judecăților în care unii se dau judecată unii pe alții. Prin urmare, ce vreau să vă arăt este că atmosfera în care Pavel scrie această carte nu este una de. Deși, și de aia o să vedeți diferența dintre introducere și restul cărții, nu e una care să le arate cât îți de bine, ci este una care să le arate în ce situație gravă se află apoi începe cu problema dezordinii, dezordine în căsnicie, dezordine în casa domnului, dezordine în tot felul de preocupări. Dezordinea asta ține până la capitolul 11 și de la capitolul 12 începe duhovnicescul, problema darurilor spirituale. Ajungem la o situație absolut incredibil, aproape ilogică în care în capitolul 15 biserica asta are o problemă de zici că nu poate fi adevărat. C uh, cum să zic eu? Uh, nenorocirea acestei situații poate fi văzută în versetul 19 din capitolul 15. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, cum sunteți? Păi cum poți tu să vii în biserică, să zici că ești în Hristos, că ești copilul lui Dumnezeu și tu să nu crezi Huz, dar ce cauți aici? Ce cauți aici? Învierea lui Hristos e temelia. <sus> e lucrarea bisericii. E lucrarea lui Hristos pe care se așează temelia bisericii. E încununarea. E biruința lui Hristos asupra morții. Cum să nu înțelegi atât? Cum să predici într-o biserică? Da, că predică liberali. da, dar într-o biserică în care este uh, pretenția că suntem duhovnicești. Cum să nu crezi în înviere. Ăsta e capitolul doctrinar, capitolul 16 va fi un capitol despre doctrină. Deci cam așa se desfășoară această carte. Acum, de la introducere trebuie să începem, pentru că în introducere avem anumite situații și anumite probleme, pentru că evident Pavel începe în introducerea epistolei să discute tocmai esența bisericii. Ce este biserica? Probabil că ați auzit multe definiri ale Bisericii din tot felul de cărți de teologie. Sau poate ați auzit pe mulți care indică Biserica este 2 sau 3, textul din Matei. Ei, versetul 2 e cea mai pură și clară definiție a Bisericii. Pavel zice așa, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint și apoi ne explică ce vrea să însemne asta. Ce este biserica de fapt? Biserica este o grupare de oameni care au fost sfințiți în Hristos Iisus, care sunt chemați să fie sfinți și care se adună într-un loc pentru că sunt sfințiți și sunt sfinți, se adună într-un loc ca sfinți să facă ce? Să cheme numele Domnului. Ei, așa ar trebui să arate biserica. În introducere, Pavel arată idealul, sau dacă vreți, realismul. Cum ar trebui să arate biserica? Așa arăta biserica din Corint. Luați textul care vorbește despre cina Domnului. Când se denau și se apucau să păcând să vină cina Domnului, ce se întâmpla cu mulți? Păcând să vină predica și adevărată închinare, deja mulți erau. Nu mai conta un păhărel în plus. E un dezastru. E o problemă enormă. Tot în introducere, sigur, el indică faptul și prezintă o stare pe care oricare dintre cei care sunt sfințiți în Domnul Isus Hristos ar trebui să o experimenteze. Pentru că, da, cine a fost sfințit a fost îmbogățit în toate privințele. Mărturia în Hristos trebuie să fie bine întărită, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. În așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. Versetul acesta este versetul care face multă lume să privească cuvântul Teleios, desăvârșitul din 1 Corinteni, capitolul 13, ca pe venirea lui Hristos. Numai că 1. Atunci, așa cum spune Pavel aici, nu duceți lipsă de niciun dar, la venirea lui Hristos, câte daruri încetează? Tot. Tot. Nu ai o listă de daruri care încetează și o listă de daruri care rămân. Și eu cred că Pavel tocmai face această distinție în 1 Corinteni 13 pe care am, încerc să o definesc, între ceea ce este vremelnic și ceea ce este veșnic. Pentru că vremelnic sunt darurile și după ce termină cu darurile, vorbește despre alte două însușiri extraordinare. Acum, dar rămân acestea trei. Credința, care nu are cum să înceteze. Ce urmează? Nădejdea, care nici ea nu are cum să înceteze. Și? Dragostea, care este singura care va continua în veșnicie. Restul toate sunt vremelnice. Doi, e de subliniat mereu și mereu, și am discutat cu frații mai devreme, această problemă care apare în scrierile lui Pavel, și nu numai ale lui Pavel, ale apostolilor, care scriu în așa fel, ca și când Domnul Iisus Hristos ar veni, atunci. Și totuși, scriu în așa fel încât Domnul ar veni, este ceea ce numim noi tensiunea între imanență și interval. Adică, dacă credeți în răpire, faptul că Domnul poate răpi biserica în orice clipă sau interval care ne arată că au trecut atâți ani de când s-a scris epistolele și încă Domnul n-a venit. De unde această tensiune? Din faptul că, așa cum ne spun scripturile, cine știe când va fi venirea Domnului? Cine știe? Numai Tatăl. În rest... Este unul dintre cele mai mari mistere. Am căutat, n-am găsit nicio minte luminată care să-mi arate acest mister al Sfintei Trăimi. Tatăl știe. Dar fiul. Și mm știe -hmm. Spor la treabă. Să nu prind vreo întrebare pe tema asta. Sau dacă e nicio problemă, aștept și răspuns. E una dintre problemele care mă frământ. De ce? Pentru că sunt om, sunt limitat, sunt finit. Nu pot înțelege toată profunzimea ei această doctrină. Dar Evidența ei e clară. De aici apare problema din tesalunceni, mai ales doi tesalunceni. Și chiar și unul tesalunceni. În doi tesalunceni, unii credeau că Domnul a și venit. E un fel, e un fel de post-milenism. Domnul a venit, acum noi suntem în urmă. În urma venirii sale. Nu? Unul tesalunceni, această problemă, unii ziceau, a, păi dacă vine Domnul, atunci ce să mai mergem la lucru? Ce să ne mai obosim? Ce să ne mai trudim? Păi, dacă Domnul vine, hai să-l așteptăm. Dar îl așteptăm. Dar în așteptarea Domnului, ce facem? Sigur. Și cu asta ajung la a treia problemă a acestui text, și anume expresia care indică nu că toate darurile vor fi până în ziua venirii, ci în așteptarea venirii, ceea ce reprezintă o atitudine, nu un punct în timp o atitudine nu un punct în timp. Ceea ce spune Pavel este că pentru cei ce așteaptă venirea Domnului în perioada respectivă, ei nu duc lipsă de niciun dar. Și evident, dacă Domnul va fi fost să vină pe vremea lui, cum va zice în 1 Corinteni 15, noi cei vii care vom fi rămas vom fi schimbați într-o clipită. Așa ar fi fost. Numai că tot el este cel care ne vorbește despre ceva ce acum este în parte și el știe că este unul dintre cei care va întregi ceea ce este în parte. Vezi Coloseni capitolul 1, unde are Pavel una dintre cele mai șocante afirmații pe care le avem în Noul Testament, în care zice că el împlinește ceea ce lipsește. Cum adică? E cineva care consideră că lipsește ceva suferințelor lui Hristos? Dar el explică. Ceea ce, lipsi, ceea ce lipsea era prezentarea acestor suferințe. Și dacă citiți exact asta scrie și o să vedeți când ajungem să discutăm, termenul lui e foarte precis. Uitați-vă de exemplu în versetul 25 din Coloseniul 1. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să. Trebuie să subliniați aceste cuvinte. Mai ales în contextul pe care o să-l găsim în 1 Corinteni, care vorbește despre ceva ce este în parte și despre ceva ce va fi desăvârșit. Ce ne spune Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 25? Exact asta. Că ceva este în parte și că lucrarea lui este să facă ce? Să facă ce? Este ceva în parte și el are chemarea specială din partea lui Dumnezeu să facă ce? Să întregească partele, să-l completeze. Este conștient Pavel că face lucrarea asta? Da, tocmai v-am citit Efeseni capitolul 3. Eu scriu despre această taină. Eu am primit prin descoperire dumnezeiască această taină. De vreme ce e o taină, e o taină, urmează să fie cunoscută așa cum Domnul i-a făcut-o de cunoscut lui. Vă invit la capitolul al treilea, foarte fugitiv, unde de la versetul 10, Apostolul Pavel vorbește despre slujire, Sigur el vorbește pe parcursul capitolului 3 folosind două imagini. O să vedeți, e foarte semnificativ, nu chiar pierd vremea. Două imagini despre biserică. Versetul 9 ne arată care sunt aceste imagini. Pe una tocmai o prezentase și pe una urmează să o prezinte. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, vorbind despre el, Apollo și ceilalți. Voi sunteți Ogorului Dumnezeu despre care tocmai vorbise. Noi se mânăm unul semână, unul udă și așa mai departe. Voi sunteți? Și acum urmează să vorbească despre biserică ca și despre o clădire. Ce conține o clădire? Orice clădire care se respectă începe cu. dar nu se încheie acolo. Nu se încheie acolo. Orice clădire care se respectă, și avem uh, pilda pe care Domnul Isus o așează spre încheierea predicii de pe munte, în care vorbește despre unii care zidesc case fără temelie sau o pun pe nisip. Da? Ei, el spune limpede, eu ca un meșter zidar înțelept. Terminologia este clară. Lucrarea sa de apostol este unică. El este meșterul zidar care pune temelia. Apoi zice așa. Și un altul. Cine este ăsta altul? Vezi? Versetul 9. Căci noi suntem împreună? Lucrători cu Dumnezeu. Care noi? Apostolii, ucenicilor care deveneau păstorii bisericilor, lucrătorii din biserică. Ei sunt cei la care se referă Pavel. El a pus temelia și ceilalți ce slujbau? -a zidest, a zidest. Dar de ce ei zidesc deasupra și nu mai pun temelia? <laughs> păi că nu se pot face două temelii. Câte se fac? Una. Și când e gata temelia, ce se face? Să începe să se lucreze mai departe la construcție. Exact asta spune Pavel. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Aici sunt două uh, sublinieri foarte, foarte clare. Pe de o parte, nimeni reprezintă faptul că nu mai este nimeni care să aibă aceeași chemare ca lui. Nimeni nu poate, o altă temelie, poate pune o altă temelie. Este ideea că temelia e isprăvită de meșterul zidar nu rămâne nimic de completat, nu rămâne nimic de adăugat, ea este așezată, e pusă, finită, punct. Ca să pună cineva o altă temelie, ar trebui să o dea la o parte pe asta. Și al doilea, a doua subliniere este că această temelie este nu Pavel, nu Petru, nu Ioan, nici chiar apostolii, deși a temelia pusă de ei. Dar această temelie este cine? E Iisus. Iisus Hristos. Și tot ce spune Pavel mai departe indică lucrători mai mulți sau mai puțin atenți, mai mulți sau mai puțin credincioși care însă zidesc pe această temelie, nu pe alta, pe Hristos. Sigur, vine ziua evaluării în care Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după efortul, dar după efortul și mai ales după investiția pe care a așezat-o în această lucrare. Și subliniați, textul nu vorbește despre mântuire, pentru că Pavel zice de mântuit, toți sunt mântuiți cei zidesc despre această temelie. Numai că unii, fără niciun fel de răsplată, fără niciun fel de reușită în sensul acesta. În continuare apostolul Pavel și în sensul acesta e argumentul care continuă să fie după părerea mea solid în ce Și anume că Dumnezeu a folosit pe apostol să pună temelia. Și odată pusă temelia, grupul acesta își încetează, să zic așa, rolul fondator pe care îl are. Și oficiul acesta al apostolilor care erau și proroci și sigur că aveau și ei proroci, urmează să fie înlocuit de cum am văzut ieri în Efeseni capitolul 4, ultimul oficiu prezentat acolo, și anume cel al păstorului învățător, care nu pune temelia, ci lucrează deasupra. Acum haideți la 1 Corinteni capitolul 12. Să vă prezint schița în mare, și apoi o să luăm o pauză. Evident că problema duhovnicescului, și așa am să o prezint, da? la noi spune în ceea ce privește darurile duhovnicești, dar în text nu există cuvântul daruri, ci în text există cuvântul duhovnicescul, pneumaticos. În ceea ce privește duhovnicescul fraților, nu voiesc să fiți în ce ne spune acest verset? Că biserica din Corint se folosea de aceste daruri, dar era în... Era în... Nu eu am scris. El o scris. Și mi se pare un lucru foarte grav. El va și sublinia asta, o să vedeți când intrăm în detalierea textului. Uh, e foarte grav să te folosești de ceva ce... Ei se foloseau de dragul competiției și o să vedeți că le lipsea ceea ce trebuiau să aibă cel mai mult. Absența unui dar care este fenomenal, care nu este numai dar, este singura însușire care este și dar, și roadă. Este dar pentru că am primit dragostea prin Duhul Sfânt. A fost turnată în inimile noastre, Romani, capitolul 5. Și este roadă pentru că în Galaten 5 ni se spune roada Duhului este dintre toate lucrurile pe care Pavel le așează aici. Aceasta va fi cheia. Dar în capitolul 12, deci ca să ajute biserica din Corin să cunoască asta, mai întâi începe cu fenomenul darurilor duhovnicești, Fenomenul duhovnicescului, dar și frumusețea darului roadă. Tot textul ăsta trebuie privit în ideea aceasta. Pentru că motivul pentru care darurile nu erau folosite, duhovnicescul nu era la locul lui, era absența dragostei. Degeaba faci asta dacă nu o faci din dragoste. Capitolul al 13-lea ne vorbește despre frumusețea darului roadă și finalitatea darurilor revelatoare. Ne spune limpede că dragostea are o valoare imensă și este veșnică. Dragostea nu va pieri niciodată în timp ce prorociile Limbile și o anumită cunoștință, după cum voi încerca să explic, au un sfârșit. În alte cuvinte, în capitolul 13, sunt puse la oaltă frumuseții acestui dar, spre care Pavel vrea să îndemne inimile celor din Corint, dar și faptul că darurile revelatoare se vor finaliza. Și dacă nu înțeleg eu bine, nu e nicio problemă. Aveți libertatea să înțelegeți cum doriți. Dar ce văd eu aici este că darurile reveratoare erau tocmai piedica în calea darului roadă. Își foloseau toate aceste daruri, dându-se mari, unul mai tare decât celălalt, și ce le lipsea tocmai ceea ce face ca aceste daruri să fie sub control. Pentru că ele nu sunt controlate de ceea ce te obligă cineva să faci, ci ele ar trebui controlate de unde? Din lăuntru. Odată ce a prezentat fenomenul darurilor în general și frumuseții acestui dar, și după ce prezintă de acum frumusețea darului, că începe cu darul ăsta, și finalitatea darurilor revelatoare, în capitolul 14 va vorbi despre funcționarea darurilor revelatoare, care urmează să fie, care urmează să fie stopate, oprite. Da? Ele vor înceta. Dar pentru că ele încă există, și pentru că biserica din Corint nu este înțeleaptă în folosirea lor, el trebuie să pună ordine în această biserică. Ordinea pe care el trebuie să o așeze e modul în care ele trebuie să funcționeze într-o biserică în care există dragoste. Da, textul din 1 Corinteni 3 e un text controversat pentru că vorbește despre subiectul acesta, dar pe de altă parte, textul din 1 Corinteni 13 este unul dintre cele mai importante ale Noului Testament. Pentru că fără această agape, niciunul dintre noi nu este... Poate face orice. Poate fi senzațional, dăruit, talentat, spectaculos, înaintea lui Dumnezeu face... zero. Face... Zero. Așa urmează să studiem da? fenomenul, sunt explicate în vers capitolul 12 finalitatea ni se spun că sunt unele care vor înceta și folosirea dar nu-i folosirea tuturor darurilor din verset din capitolul 12 ci folosirea doar acelor daruri care vor daruri care, revelatoare care vor înceta